Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți comentariul zilei. Alături de mine în studio astăzi se află jurnalistul Sorin Abram. Bună, Sorin, și bine te-am regăsit. Bună, Oana, bine m-am regăsit. Avem câteva subiecte importante în jurnal. Uite, grădinița de la Mihai Eminescu din municipiul Suceava a fost finalizată și ne referim la construcție, dar nu va fi funcțională pe 13 ianuarie, așa cum a anunțat anul trecut domnul primar Ion Lungu. Crezi că va mai fi funcțională anul acesta, să da, ne mai așteptăm? Acum, Oana, depinde ce mai e de mobilier sau nu știu ce. Oricum, acolo cred că lucrarea a început în 2010. 2008? Că nu mai știu. Așadar, un copil care a intrat la grădiniță în grupa mică în 2008, el a terminat și liceul la colegii Mihai Eminescu, nu a terminat, nu? 2 ani, deci avem 15 ani. În 15 ani a terminat liceul. N-a terminat liceul, termină la 19 ani, la 18 ani. Păi de stai un pic, dacă dai copilul de așa. 3 ani, faci grădiniță, clasa 0, în fine, așa, e pe acolo. Și acum, cred că se va da drumul la grădinițe în toamnă, când începe anul nou școlar, sau nu, acum când se încheie anul școlar, pentru că acei copii care au intrat la grădiniță la Mihai Eminescu în 2008, acum termină liceul și fac o serbare așa, de marcare. De data aceasta spunea domnul primar că s-au gândit să cumpere mobilier. Crezi că puteau să se miște mai repede? Bun, aici, să... Oana, știi și cum ai banii. Și cu grădinița asta care a mers foarte împiedicat, pentru că ea a fost începută de Ministerul Educației, dacă ne aducem aminte. După aia a fost luată de primărie, a fost cu niște constructori, nu și-au primit banii, n-au mai continuat, după aia s-au pierdut banii și tot așa, până s-a găsit iarăși finanțare. Îți dai seama că atunci când a început construcția, țin minte că spunea constructorul, domne, facem în 2 ani sau nu știu în câte ani. Îți dai seama dacă ar fi luat mobilier în 2009, să zicem, știi, să fi luat mobilier, așa, domne, gata, se face grădința, luăm mobilierul. Acum ăla nu mai era bun de nimic. Era ca din timpul lui Ion Creangă, l-aruncai. Nu mai era, era ca depășit la... și moral și fizic. Ca la centralele termice, de la Gura Humorului și de la Câmpul Moldovenesc. Dacă ți-amintești, au făcut niște centrale și până aia, au dat drumul. Centrala aia de la Câmpul Moldovenesc, da. Țin minte și în ziua de astăzi, dar nu am căutat și nu mai am fotografia aia în laptop, dar trebuie să fie undeva, parcă acum văd cu ochii minții câtă minte. Parcă acum îl văd pe Gheorghe Frută la Câmpul Moldovenesc, la centrală, aprinzând... dând foc, așa, prinzând, inaugurând centrala aia termică. Dar mai sigur, că o țin și eu minte. Dar nu știu, da. O văd, eu cred că am mai zis asta aici, o văd, dar nu știu unde am căutat-o, nu găsesc, nu știu cum am notat-o. Și centrala aia de la Câmpul Moldovenesc a mers o singură zi. O singură zi a funcționat și după aia s-a închis. Eu și tot am că... întrebat de ce nu s-a făcut ceva, e foarte mare birocrația, e păcat de centrala aia a stat din 2009 sau din 2008, nu știu de când, nefolosită. Și ea e depășită și moral și fizic acum. Și a stat nefolosită, da. Deci a rămas păcat. Nefolosită. Deci păcat și... de atâția bani, ia-o, domnule, s-o dai, dar era cu Ministerul de Finanțe, e complicat. Revenind la grădiniță, eu cred, așa că până la urmă îi va da drumul anul viitor, pentru că nu știu dacă are rost acum. Bine, sunt atâtea vacanțe, că poți într-o vacanță să muți copiii de acolo, că numai trec 10 metri de la grădinița improvizată, cea de la internat unde fac ei în partea asta altă. Ce am văzut eu pe afară, cât am trecut pe acolo, că trec mai des, și ce am văzut fotografii, arată bine grădinița și sunt convins că o să arate bine. Adică mă gândesc la cea de pe Dobrogeanu Gherea, care arată chiar foarte bine. Și cu siguranță că mobilierul care se va cumpăra, pentru că ca și construcție frumoasă și cred că și mobilierul va fi unul. Eu am fost la fața locului și am văzut, am intrat, am vizitat grădinița de la Mihai Eminescu și într-adevăr e foarte frumoasă. Arată, da, nu, arată... Și e complet diferit față de locul unde am învățat noi. Nu știu la tine cum a fost, dar la mine era o singură încăpere, acolo mâncam, acolo dormeam, acolo ne jucam. Dar s-au schimbat lucrurile, exact. Și la creșile astea care se fac... Ele au, sunt creșe tip A, B, C, depinde de mărimea localității și de mărimea creșei, așa, și sunt niște proiecte moderne, s-au dus vremurile alea, și jucăriile sunt altfel, dar ce mai vrei să te joci cu motorete din aia din tablă? Da, Sorin, adică s-au schimbat lucrurile. Eu înțeleg, eu am urmărit proiectul acesta de la Mihai Eminescu, tu l-ai urmărit mai atent pentru că ai trecut pe acolo pentru și mai aproape de ești mai aproape și, bine, eu am terminat la Mihai Eminescu, când am terminat, eu început să răcei de acolo să se ocupe de grădiniță, exista proiectul acesta, totuși au trecut niște ani și uite, au trecut
ani și peste grădinița de la Mihai Eminescu, au trecut ani și peste centralele termice de la Gura Humorului și de la Câmpul Moldovenesc. Sunt niște proiecte care au bătut pasul pe loc, care sunt proiecte importante și totuși nimeni nu răspunde pentru timpul acesta. Totuși vorbim despre ani de zile și despre niște lucruri care s-au pierdut. Nu s-au pierdut la grădiniță. Oana, la noi am și scris pe final de an, cred că avem o problemă cu viteza, știi? Dar văd că în ultima perioadă, dacă e să ne referim, hai să luăm ca exemplu asta creșa de la Fălticeni. Ai văzut că acolo în 3 luni și 3 săptămâni s-a făcut creșa. Eu cred că lucrurile au început să se mișcă cu o viteză mai mare de când? De când sunt fonduri europene mai multe și de când au mai redus din birocrația asta. Bun, era și înainte, e și acum stufoasă, dar au mai redus asta, contestațiile. Pentru că au fost foarte multe termene, dacă ne uităm la axialul ăsta celebru, la drumul județean de la Dolhasca, Suceava și care merge la Dărmănești, acolo a fost o problemă și aia a fost în toată țara când au crescut prețurile la materiale de construcție. Bun, și așa, deci se găsește de fiecare dată o explicație. În cazul nostru cu grădinița, așa cum spuneam, a fost început de Ministerul Educației. Dacă întrebi, stai mă, că a fost la Ministerul Educației, după aia până a făcut transferul, după aia când a făcut transferul trebuia să vezi cât era făcut din lucrare. Ca la axialul ăsta, că înainte de a-l scoate la licitație s-a făcut expertiză, să vadă cât e făcut de lucrare. Noi avem o birocrație foarte mare care se suprapune peste cea a Uniunii Europene și nu ieșim, ți-am zis, a aerisit un pic, dar totuși nu ieșim. Dar văd că în ultima perioadă, și iarăși dau exemplu de la Fălticeni, lucrurile par să se miște mai în regulă cu proiectele astea noi. Că dacă ar fi fost să construiască o grădiniță, dacă se spune că începe acum, ea într-un an ar fi gata. Mai greu este să modernizezi ceva, să repari decât să construiești. Îți dau un exemplu, un alt proiect care a fost inaugurat anul trecut, heliportul de la Spitalul Județean, care nu este nici acum funcțional. Păi nu i-a dat până la urmă autorizație? Păi i-au dat autorizație, dar n-au făcut angajările. Asta e dacă e în etapa de angajări. Și păi e foarte ciudat. De la Ministerul Sănătății ca să poată să facă angajări. Da. Da, și uite, stai, proiectul este gata și stai și te uiți. De la mine de acasă se vede foarte frumos pista aia. Până una alta, da, e foarte important acolo, că și e și cu circuite, cu trasee. Dar evident, după mine, ar fi trebuit ca până atunci să obțină toate autorizațiile ca să se facă angajările și în momentul în care s-a terminat să se fi dat drum. Terminalul 2 de la aeroportul Ștefan cel Mare, au început lucrările... Ăla trebuia să fie terminatul 2, dar nu e terminat. Păi și acolo, nu știi că a fost o problemă cu o firmă, s-a rupt contractul Consiliului Județean, era făcut 90% din lucrare și când mai era 10% s-a terminat, pentru că era cu o firmă din Cluj, care a fost și... Explicații, nu sunt încălzirea de la bazar, dar nu mai intru, mă opresc aici. Dar nu vezi că specialist în explicații, pentru că și eu întreb, doamne, dar de ce nu așa? Și vin să-i dau explicații. Da, uite, vin cu o veste mai puțin bună. Alexandru Rafila, ministrul sănătății, spune că bate la ușă epidemia de gripă. Domnul Rafila l-a trezit cineva? Nu știu, l-am văzut pe la posturile naționale de televiziune. Da, am văzut și domnul Marinescu, că pun mai multă bază în ce spune domnul Marinescu, de la Institutul Matei Balș, care este medic infecționist și e director medical acolo. Da, și într-adevăr e o problemă mare cu infecțiile respiratorii în această perioadă și am văzut că se face apel și domnul Marinescu face apel și zicea că mai e și COVID-ul, dar este subraportat, evident, pentru că acum câtă lume se mai știe tu pe cineva care s-a mai testat? Eu. Eu m-am testat, și? Am avut o viroză, m-am speriat, m-am dus și m-am testat. Bun, tu și te-ai testat. Am fost ok. Una singură, cred că s-au mirat oamenii pe acolo. Lumea nu se mai testează și eu am o răceală care azi mă lasă, peste două zile mă ia din nou. Am și eu ceva și ți-am zis, cunosc foarte multă lume în jurul meu care curge nasul, tușește și circulă și un pic de... O coronavirus de Omicron circulă și un pic de infecții respiratorii și virusul nu știu care. Și sunt mai mulți virus și spunea și domnul Marinescu că ar fi bine să de evitat aglomerațiile și de purta mască în locurile aglomerate. Am o întrebare, este cine mai poartă acum mască, cine își mai dorește să poarte mască, cine mai ascultă un astfel de îndemn? Cert este că și în perioada cât a fost cu pandemia, cu purtatul măștii, s-au mai evitat îmbolnăvirile astea de gripă, de infecții. A contat și asta, plus că lumea a luat mai multe din astea, cum se cheamă, întăritoare din astea de imunitate. Așa. Acum că a plecat pandemia și lumea a lăsat-o mai mare. Avem o problemă cu masca? Suntem supărați pe mască? Da, multă lume e supărată. Ne este frică de mască? Da, frică și lehamite. Uneori pentru că ți-a impus-o cu atâta furie și te-a bătut la cap.
După aia ți-e teamă că te râd alții dacă te văd cu mască, uite și prostul ăsta. Dar nu e mai... Eu am văzut acum la... Ieri m-am uitat un pic la prezentarea lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr în Arabia Saudită și am văzut niște doamne cu mască, purtau, dar răzleți așa, adică nu erau, ceea ce înseamnă că nu erau obligatorii, erau două doamne în tribună în momentul când am văzut o imagine care purtau o mască. Și am mai văzut și prințul Ceaua purtând mască. În special pensionare am văzut. Dar nu știu, cred că am văzut și persoane mai tinere purtând mască. Am mai văzut persoane care poartă masca pe bărbii, nu știu de ce se poartă. Eu îți spun că la sfârșitul anului trecut, încercând să evit să mă îmbolnăvesc, am luat masca, mi-am pus masca pe față și m-am dus la un eveniment și cu mulți oameni. Și râdeau toți de mine și erau, da, mă arătau cu degetul și era... Uite, proastă. Da, da. Și eu de supărare, după aia m-am dus la Consiliul Județean la ședință fără mască și m-am îmbolnăvit, că erau 6 care tușeau acolo la masă. Da, și nu se pune mâna la gură. Da, cum să pui mâna la gură? Trebuie să pui pliul cotului, Sorine, dar n-ai învățat, da, în pandemie, că nu mai ai voie cu mâna la gură. Eu când tușesc tot mâna la gură. Să înțeleg că nu am învățat nimic din pandemie și ceea ce am învățat am dat uitării pentru că... Dar e greu acum să vii să spui lumii să poarte mască, dar știu, ți-am zis că sunt multe cazuri, dar oricum eu cred că toată lumea a ieșit mai întărită după asta, pandemie, fie că s-a vaccinat, fie că nu, fie că a avut boală, fie că a trecut prin boală. Și cred că organismul e destul de rezistent acum. Dar pe de altă parte, ți-am zis că lumea a lăsat garda jos și eu înainte. Mai luam din astea, e China, e China. Da, da, ce, da, hai să nu, da. Păi ce, dacă de zic numai, e China, da, aceea? Ai voie, ai voie, Sorine, că e o țară liberă. Dar ce, dacă zic e China, e bine, aceea? Nu este o denumire comercială. E o plantă, e așa, da, din astea. Și am luat anul ăsta vreo 5 pastile, m-am lăsat de ele. Dar dacă se va fi declarată epidemia de gripă, ce se va întâmpla? Nu știu. În afară de măsurile și care... Și dacă declară ce? Exact. Ce se întâmplă? Probabil că vor scoate din nou programul de vizită în spital, care nu este, da, e scos din pandemie, asta, din 2020. Bun. Pe de altă parte, am văzut și în spitale, oricum, măsurile astea se mențin în continuare. Și astăzi, cei de la... am văzut o fotografie de la Rapid București sau de la Faro Constanța. De la Faro Constanța au făcut fotbaliști de la echipa de Gântei, au făcut vizita medicală și arăta câteva fotografii de acolo, cu le lua sânge, na, se ia tensiunea, ce. Și tot personalul medical avea mască. Dar deci, nu e normal? Da, nu, dar în unitățile medicale se poartă în continuare mască. Dar chiar dacă, da, nu era pandemia, a fost o problemă că nu purtau cei din spitale. Dar nu s-a purtat ce până la pandemie, cine a purtat? Se purta la operații, cei care făceau, ai văzut tu pe cineva purtând mască? Nu, dar așa ar fi trebuit să fie, aceasta era conduita, da, corectă. Probabil. Și știu lucrurile acestea din discuțiile pe care le-am purtat cu medici în perioada pandemiei. Și trebuiau să poarte, da, medici. El făcea parte din protocol. Da. Mergeai la pediatru, pediatru trebuia să aibă masă, că trebuia, mergeai la infecționist, infecționist trebuia să aibă... Eu la pediatru n-am fost, că am crescut și nu știu. Așa. Dar nu putea să... Da, eu sunt un pic debusolat, așa că dacă vor spune oficial că va fi cu gripa, atunci cei de la Spitalul Județean vor renunța din nou la programul acela pe care îl tot anunță, știi, cu... de vizită a pacienților. Eu tot aștept noul program de vizită. Da, și când trebuie să-l... Păi spuneau că acum în ianuarie, dar dacă vine cu gripa, s-a dus și deci pe program. Deci ești împacientat? Vrei să mergi la spital la cineva? Nu, dar știu cât de greu le este celor care sunt internați acolo să nu primească vizite. Bun, Ana, și cât a fost, acum să nu exagerăm, și cât a fost cu pandemia, am avut și eu persoane apropiate în spital. Mergeai, făceai ce, dar nu trebuie să mergi în fiecare zi. Dacă aveai de dus un pachet, îl lăsai, era un orar de primire a pachetelor, lăsai pachetul și îl duce acolo. Dar nu, nici toată ziua, bună ziua, să fie toate rudele, toți prietenii în spital. Nu, dar, ori spital, dar două ore pe zi, eu cred că dar se poate știu, face. Și înainte... Nu, dar nu trebuie să vii în fiecare zi, eu asta spun. Că dacă era, făceai o solicitare, luai, era pe pagina web a spitalului, făceai scris, dar mergeai odată la 3 zile sau 4. Dar la noi, dacă se lasă, se merge în fiecare zi și se stă câte 2 ore și merge în câte 7. Păi să se facă un regulament. Păi da, da. Nu, un regulament. Nu iau așa în tragică, nu... Eu iau pentru că eu am stat internată cu copilul în spital și știu, da, cât și e de greu este să stai. Fiecare zi cineva, da, să stea? Da, de exemplu să stea cu copilul ca să faci tu un duș sau să stea cu copilul ca să te duci, să, da, te duci, nu, la toaletă. Nu stau cu copilul, nu. De asta zic. Eu mă gândesc totuși că la spital lucrează niște oameni care au facultate și au experiență și cred că
se pricep așa. Ar trebui să fie. Ar trebui să fie. Și la psihicul omului care este internat așa, acolo. Dacă suntem populiști și ne luăm după toată lumea, cu toată lumea știe, are idei, indiferent de pregătire și așa, toată lumea știe cum se face și... De asta aștept regulamentul, da, să nu, văd nu cum trebuie se face. Să fim populiști, mă scoate din sărite asta, să încercăm să spunem că tot ce faci cu unii și alții este rău și numai când lumea spune că așa trebuie făcut, dacă trebuie, dacă cineva scrie că 7 ore să fie vizită, să fie 7 ore. Nu, stăm 7 în salon. Să fie da. Un vizitator o oră. Eu explic cât a fost în pandemie, eu cred că a fost corect. Că spitalul nu vii cu microbi de afară și l-aduci acolo în spital. Păi din statisticile oficiale nu reiese că au scăzut nozocomialele în spital. Că am cerut și această statistică. Despre nozocomiale, că nozocomiale nu le aduci pe pantofi. Da, dar ei așa au spus, acesta a fost principalul argument. Nozocomialele sunt acolo, caută prin pereți. Da, mai avem o știre, Stanciuc joacă în Spania cu Naționala, la doar 18 ani, e un tânăr. Da, dar este un băiat, l-am văzut pe Viu jucând și îmi place foarte mult. Deci l-am văzut și în câteva meciuri televizate. E un produs al Sucevei, trebuie de subliniat, un băiat care chiar este talentat și rău în sensul bun al cuvântului, nu se intimidează, l-am văzut și în partida cu Dinamo, l-am văzut pe Viu. Fără pic de emoție. Dinamo fiind echipa campioană a României care joacă în Champions League, adică la un nivel foarte înalt, cu jucători mulți din străinătate. E un băiat de viitor, eu tot am spus așa și am vorbit și cu profesorul Petru Ghervan, care este antrenorul principal și el are un merit foarte mare, domnul Ghervan, și echipa de conducere a clubului că promovează tineri. Asta este foarte important și Daniel Stanciuc este un băiat care cred că în curând va ajunge la un nivel foarte înalt. Un nivel foarte înalt însemnând Naționala României jucător de bază și însemnând o echipă de afară, o echipă bună, dacă nu cel puțin Dinamo București, care este cea mai bună echipă din România. Dar la 18 ani stăia Ciavi Pascual, Ciavi Pascual fiind unul dintre cei mai mari antrenori de handbal din lume. Așa, să-ți dea încredere, să te ia cu în Spania și să, nu știu dacă o să joace, vedem dacă o să joace, dar cred că o să-i dea câteva minute să joci cu Spania, cu Argentina și cu Bahrain, toate echipele care sunt calificate la campionatul mondial, este ceva, îți dă încredere și e un lucru extraordinar pentru acest băiat și pentru clubul din Suceava, pentru că, repet, este un produs al clubului din Suceava și cred că Daniel Stanciuc nu va fi singur, pentru că aici la Suceava este un centru de excelență pentru handbal. E echipă de junior 2, junior 3, junior 2, junior 1, nu mai știu care are una argintul și două bronzul sau ceva. Oricum sunt în top la toate nivelurile. Și din toți acești jucători, până la urmă, vor mai ieși Danieli din ăștia cu siguranță. E o mare performanță asta că un băiat la 18 ani a fost chemat de Ciavi Pascual la Naționala României și dus în turneul de pregătire în Spania, Spania care este o forță în handbal mondial. Am înțeles. Mulțumesc, Sorin, pentru această discuție.